În curând, parcurile din capitală vor arăta și mai deplorabil decât acum, pentru că nu o să mai aibă cine să le curețe. Compania Municipală pentru Parcuri și Grădini București, direct responsabilă de aspectul spațiilor verzi, urmează să se desființeze. Firma nu a mai primit comenzi din partea ALPAP de luni bune, iar angajații sunt supărați că nu sunt lăsați să muncească. Salariile sunt tot mai mici. Din acest motiv, și-au strigat nemulțumirile în stradă. Vrem să muncim! Angajații Companiei Municipale Parcuri și Grădini București au ieșit să protesteze pentru a treia zi la rând, îngrijorați de situația în care se află de mai bine de două luni. Am venit să protestăm că venim la servici de pomană. Stăm în Parcul Herăstrău, lucrez în Parcul Herăstrău de 30 de ani de zile și venim la servici, nu ni se mai dă de muncă absolut nimic. Stăm pe scaune, în vestiar de pomană. Vrea să ne dea afară, să nu ne dea salarii, să nu ne dea nimic. Luăm 14 milioane. Ce să facem cu 14 milioane? Compania angajatoare a fost înființată în timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea. Acum firma se află în proces de lichidare și, prin urmare, nu mai primește comenzi de muncă de la administrația Lacuri, Parcuri și Agrement din subordinea primăriei generale. Aproximativ 200 de angajați ai Companiei Municipale Parcuri și Grădini din București au venit din nou să protesteze în fața instituției. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu primesc comenzi, lucrează doar 4 zile pe săptămână, iar din această cauză primesc salarii mai mici, nu primesc bonuri de masă și nici concedii cu plată. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții acționarilor, nu au vrut să se prezinte, n-au vrut să vină să discute cu salariații, pe motiv că s-a hotărât în Consiliul General să se desființeze compania, deci asta este vrerea primăriei și nu există cale de întors. Angajații companiei spun că dizolvarea firmei municipalități este și motivul pentru care marile parcuri ale capitalei au ajuns să arate jalnic. Parcurile Herăstrău și Cismigiu sunt doar două exemple. De una și ceva de zile am primit foarte puține comenzi în conformitate cu necesitățile care erau în parcuri. De exemplu, la un parc Herăstrău Pescăruș, la 80.000 de metri pătrați, aveam comandă de 5.000 de metri măturat pe zi. Coșurile tot la fel, din 500 de coșuri, ni se dădeau comandă de 20-30. Oamenii încă așteaptă o soluție. Sunt hotărâți să continue protestele până când li se vor da salariile restante din ultimele 6 luni. Conducerea spune însă că soarta companiei este clară. Va fi desființată.